Bună copii! Vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei! Predica de pe munte. Textul de memorat îl găsim în Matei, capitolul 5 cu versetul 9. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Când a venit Iisus în lumea noastră, majoritatea evreilor, inclusiv ucenicii lui, credeau că venise să fie împăratul țărilor. Erau entuziasmați pentru că sperau că avea să le ofere funcții importante și să-i facă bogați și puternici. Era Iisus rege? Da, dar era un rege diferit de cel pe care îl voia poporul. Nu venise să le dea oamenilor bani și putere, venise să le dea ceva mai bun. Fericire, bunătate și viață veșnică! Într-o dimineață de vreme, o mare mulțime de oameni a venit să-l vadă pe Iisus. El i-a dus într-un loc unde putea să stea pe iarba verde și moale ca să asculte învățăturile lui. Oamenii erau entuziasmați. Poate că astăzi Iisus ne va spune că este regele nostru, se gândeau ei. Dar în ziua aceea, Iisus nu le-a vorbit despre nici un rege. În schimb, le-a spus ce fel de oameni aveau să se bucure de împărăția lui. Haideți să citim mai întâi ce le-a spus. Matei 5 cu 3. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Cei săraci în duh știu că dacă Dumnezeu nu îi ajută, ei nu pot face nimic cum trebuie. Astfel de oameni îl lasă pe Dumnezeu să îi ajute să fie bun. Matei 5 cu 4. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Oamenii care regretă cu adevărat că au greșit, sunt triști că păcatele lor l-au rănit pe Iisus. Iisus îi va mângâia, iertându-le păcatele și ajutându-i să facă binele. Ferice înseamnă a fi fericit. Vrei să fii fericit? Vrea Iisus ca tu să fii fericit? Iisus stătea pe o coastă înverzită de deal sau de munte, vorbindu-le oamenilor despre cum să fie fericiți. Le spusese cum să fie umili și să își regrete păcatele. Matei 5 cu 5. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Ar trebui să fim blânzi și răbdători atunci când alții sunt răi cu noi, când alți copii ne împing și ne dau la o parte ca ei să fie primii. Putem fi blânzi, lăsându-i pe ei să o ia înainte. Dacă cineva spune vorbe pline de mânie, noi putem fi blânzi, spunându-le cuvinte liniștite sau pur și simplu tăcând. 5 cu 6. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Când ne este foame și sete, vrem mâncare și apă. Și când vrem să fim buni ca Iisus, în tot ce gândim, spunem și facem, flămânzim și însetăm după neprihănire. Matei 5 cu 7. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Dumnezeu este bun cu oamenii care sunt răi și nerecunoscători. Dumnezeu vrea ca și noi să fim miloși, să fim buni cu oamenii care nu au fost buni cu noi. Matei 5 cu 8. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Evreii aveau multe reguli despre spălarea mâinilor și despre cum să rămânem curați, dar este mult mai important să avem o inimă curată. Dumnezeu ne va ajuta cu bucurie să fim altruiști și iubitori dacă îi vom cere lucrul acesta. Matei 5:9. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Dacă suntem liniștiți, atunci când alții se ceartă, se bat și se înfurie, atunci suntem împăciuitori. Dacă facem cu bucurie ce ni se cere, suntem împăciuitori. Dacă le arătăm altora cum se ascultă de legea lui Dumnezeu, suntem împăciuitori. Așa s-a purtat Iisus și vrea ca și noi să fim ca El. Dacă facem ce spune Iisus, vom fi fericiți? Vom avea și familii fericite?
Vrea Dumnezeu ca noi să fim fericiți? Știe de ce avem nevoie ca să fim fericiți? Da! Iisus a spus că dacă vrem cu adevărat să fim fericiți și să facem parte din împărăția Lui, trebuie să fim smeriți, blânzi, buni și curați. Trebuie să vrem să fim ca Iisus și să ne pară rău sincer atunci când păcătuim. Și ar trebui să facem tot ce putem ca să avem o familie fericită și plină de pace. Singura cale de a face lucrul acesta este să îl lăsăm pe Iisus să fie rege în inima noastră. Apoi, Iisus a spus un lucru care i-a surprins și mai tare pe oameni. Haideți să citim Matei 5 cu capitolul 10 la 12. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Creștinii, adică oamenii care îl iubesc cu adevărat pe Iisus și ascultă de El, sunt foarte diferiți de oamenii răi care nu îl iubesc și nu îl ascultă pe Iisus. Oamenii răi sunt uneori foarte nemiloși cu cei care sunt ca Iisus. Uneori spun minciuni despre creștini pentru a-i face să pară răi și a le face probleme. Alteori, oamenii răi îi rănesc pe creștini și chiar îi omoară. Aceasta se numește persecuție. Iisus a spus că ar trebui să ne bucurăm atunci când ni se întâmplă astfel de lucruri. De ce? Pentru că oamenii răi așa s-au purtat și cu Iisus și să ne bucurăm că alții își dau seama că suntem ca Iisus. Iar Iisus a spus că atunci când suntem persecutați, El va fi cu noi să ne ajute. Ce promisiune minunată! Îți amintești cum a spus Iisus că ar trebui să ne purtăm ca să fim fericiți? În continuare, Iisus a vorbit despre două lucruri simple care îi ajută pe oameni să înțeleagă cum sunt cei care îl iubesc pe El. Care este primul lucru? Haideți să citim Matei, capitolul 5, cu versetul 13. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic, decât să fie lepădată afară și călcată în picioare. Sarea nu lasă mâncarea să se strice și cantitatea potrivită de sare dă gust bun mâncării. Ar fi sarea bună de ceva dacă nu ar avea gust sărat? Nu! Când avem dragostea lui Iisus în inimă, suntem ca sarea care dă gust. Oamenii care ne cunosc vor dori să îl iubească și ei pe Iisus, dar nu putem ajuta pe nimeni dacă spunem că suntem creștini când de fapt noi nu îl iubim pe Dumnezeu și nu ascultăm de El. Apoi, Iisus a vorbit despre lumină. Haideți să vedem ce spun versetele 14 la 16. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din clasă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Ai folosit vreodată o lanternă în întuneric? Lumina te ajută să vezi încotro te îndrepți. Când pornești lanterna, o acoperi cumva ca să ascunzi lumina? Nu, bineînțeles că nu. Cum putem străluci ca o lumină puternică? Iubindu-L pe Iisus și făcând ce este bine. Ar trebui să ne asemănăm atât de mult cu Iisus, încât să îi ajutăm pe alții să fie ca El. Ai un frate sau o soră sau prieteni mai mici? Ei văd ce faci tu, nu-i așa? Când asculți imediat ce ți se spune, ei văd ce faci și învață să asculte și ei. Aceasta înseamnă că luminezi pentru Iisus. Cum poți lumina astăzi pentru Iisus? După ce le-a spus povestiri despre sare și lumină, Iisus le-a vorbit oamenilor despre molii și rugină. Ai văzut vreodată o molie care zboară în jurul unei surse de lumină noaptea? Nu toate moliile sunt bune. Unele molii fac găuri în puloverele și mănușile de lână.
Atunci, acele haine nu ne mai țin de cald iarna, pentru că aerul rece trece prin găurile făcute de moli. Știi ce este rugina? Rugina pare mică, dar poate face mari probleme. Rugina distruge încet maidalul și îl slăbește atât de tare încât se rupe. Rugina poate distruge jucării, unelte, mașini, camioane și poduri. Unii oameni cred că vor fi fericiți dacă ajung să aibă o grămadă de bani și de lucruri. Ce a spus Iisus despre lucrul acesta? Haideți să citim capitolul 6 cu versetul 19 la 21. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură, pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Nu este înțelept să adun multe lucruri pentru că lucrurile se strică, se pierd sau se fură. Oricum, nu putem lua nimic cu noi în ceruri. Este mult mai bine să ne adunăm comori acolo, în cer. Cum putem face lucrul acesta? Învățând despre Iisus, devenind ca El și ajutându-i pe alții să îl iubească. Putem oferi bani pentru a-i ajuta pe misionari. Ne putem împărți jucăriile, hainele, mâncarea și Bibliile cu băieții și fetițele care sunt săraci și nu au. Unii dintre oamenii pe care îi ajutăm vor învăța să-L iubească și ei pe Iisus și vor merge în ceruri cu noi. Nu sunt ei o comoară cu mult mai mare decât jucăriile, hainele sau banii? Înainte să termină de predicat, Iisus le-a mai spus oamenilor o povestire pentru a arăta cât de important este să ascultăm tot ce ne spune El. Povestirea este despre două case. Prima casă fusese construită de un om înțelept. Știi unde și-a construit casa? A construit-o pe o stâncă mare și rezistentă, pentru că a ales cu atenție un loc bun, casa lui a fost rezistentă. Când a venit furtuna, vântul bătea cu putere și ploaia cădea cu găleata, dar casa omului înțelept nu a fost dărâmată, s-a luată de ape, pentru că era construită pe o stâncă. Cum putem fi ca acel om înțelept? Haideți să citim capitolul 7 din Matei cu versetul 24. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. Când ascultăm de cuvintele lui Iisus, ne construim viața pe El. Așa că atunci, când vor veni necazuri sau când Satana ne ispitește să facem răul, Iisus ne va ajuta să rămânem fermi în ascultarea noastră. Cealaltă casă a fost construită de un om neînțelept. Crezi că și-a construit casa pe stâncă? Nu. A construit-o pe nisip, într-un loc unde putea să fie cu ușurință luată de ape. Nisipul nu este un loc bun pentru o casă, pentru că nisipul se mișcă. Când a venit o furtună mare, vântul a suflat cu putere și a plouat cu găleata, iar casa omului neînțelept a fost distrusă. Care sunt oamenii care se aseamănă cu acel om nechipzuit? Haideți să citim versetul 26. Însă, oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. Cu care om vrei tu să te asemeni? De gândit. Gabriel, vrei să ne ajuți? Știe Iisus cum putem fi fericiți? Vrea să fim fericiți? Vom fi fericiți dacă păstrăm tot ce avem pentru noi? Vom fi fericiți dacă împărțim cu alții ce avem? Cum putem să ne adunăm o comoară în ceruri? Când ascultăm de Iisus și facem ce ne spune, suntem ca omul înțelept sau ca cel neînțelept? Când nu ascultăm de Iisus, suntem ca omul înțelept sau ca cel neînțelept? Tu alegi să asculți de Iisus și să faci ce îți cere? Haideți să împreunăm mânuțele și să ne rugăm împreună cu Gabriel. Dragă Tată din Cer, îți mulțumesc pentru Iisus și pentru că vrei ca noi să fim fericiți. Aleg să ascult de Iisus ca să fiu fericit și să îl ajut pe alții. Vino, te rog, în inima mea și fă-mă asemenea lui Iisus. În numele lui Iisus, amin. Amin. Iisus
ne iubește foarte mult și vrea să fim fericiți. De aceea ne spune cum să trăim. Când trăim așa cum ne spune Iisus, vom fi fericiți și noi și cei din jur. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!